haine, perne pentru aducir, niște pilot. De ce ar fi nevoie? Orice, deocamdată orice. Pantalon, îmbrăcăminte, pantofi, detergent. Orice medicament. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care constanțenii le-au donat sinistraților din Turcia și Siria, impresionați de drama prin care trec acești oameni. Mai exact, muftiatul cultului musulman din România se mobilizează pentru Turcia și a demarat o campanie umanitară prin care se încearcă strângerea de materiale de primă necesitate pentru cei care au supraviețuit catastrofei. Aceste bunuri pot fi pături, pilote, prosoape, bineînțeles, și lucrurile care sunt necesare pentru ei, cum ar fi și corturile. Consider că trebuie să fim uniți, lăsând la o parte apartenența etnică sau religioasă. Credința este una singură. Doresc să le transmit condoleanțe familiilor celor decedați și multă sănătate celor răniți. Tabii ki insani durum, yaşanan felaketin boyutu maalesef yüksek. Can kayıpları, yaralılar bunlar çok üzücü. Hiçbir zaman umut kesilmiyor. Beklenti, umut her zaman var. İnşallah en kısa sürede ulaşılabildiği kadar herkese ulaşılacak, sağ salim çıkartılacak. Încă din primele minute de la deschiderea sediului unde se pot face donații, constanțenii au venit să aducă ce au crezut că au nevoie oamenii din Turcia și Siria. Haine în general și îmbrăcăminte în mare parte. Atât. Toată lumea ajută cu ce poate. Ne unim și ajutăm și noi cu ce putem. Am adus niște haine pentru copii, pentru o fetiță și pentru un băiețel. Cam de ce vârstă? Păi fetița e bebeluș, iar băiețelul 9 ani, să zicem. M-a impresionat imaginile. Da, a fost emoționante. Cea mai mult m-a impresionat a fost o fotografie cu un domn într-o salopetă care ținea fiica lui de mână în timp ce ea era între dărâmături. Cel mai probabil decedată. Da. Situația din Turcia și din Siria este dramatică, iar numărul morților crește de la o oră la alta. În aceste momente, oamenilor care au pierdut totul, casă, familie, prieteni, ori rude, nu le-a mai rămas decât credința. Doi oameni de afaceri turci din Constanța au pus la dispoziție un depozit de marfă și toată logistica necesară transportului și organizării. E greu. Unii care a rămas mamă sub dramatura, alții copii, la unchi, mătușa, verișor. Mai mult îmbrăcămit, ca e zona foarte fric, se află în minus acum, e zăpadă, toată lumea stă pe stradă. Foarte mult copii, toată lumea e afară acum, adică în zona de 15 milioane, aproape 15 milioane oameni, acum sunt afară cu iarna aceasta. Dacă doriți să ajutați financiar, există un cont anume creat pentru donații în bani, beneficiar fiind muftiatul cultului musulman. Pentru restul ajutoarelor, constanțenii pot merge la un depozit de pe Bulevardul Aurel Vlaicu la numărul 125.